Să aveți bucurie, sufletelor dragi. La mulți ani, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani celor care și-au sărbătorit ziua Sfântului Ioan și nu numai, și acelora care, iată, au intrat în noul an cu gânduri bune, cu dorința de a schimba anumite lucruri și de a construi pentru viitor noi orizonturi, noi drumuri care pot conduce la dezvoltarea lor personală, dezvoltarea sufletească și, de ce nu, și la relația pe care și-o pot îmbunătăți în mediul de afaceri sau în mediul personal. Mă refer la cei care sunt în conflict cu propria lor persoană sau cu familia. După cum citim pe micul ecran, în această zi v-am pregătit o emisiune nouă, o emisiune care de fapt vorbește despre etape ale evoluției noastre și de asemenea tot în această emisiune vă voi vorbi despre blocajele emoționale, blocajele în care mulți dintre dumneavoastră vă aflați, pentru că așa este viața, cu urcușuri și cu acele coborâșuri, și ne întrebăm fiecare dintre noi oare ce este bine să facem sau ce ar trebui să facem mai exact pentru a ne schimba viața și pentru a cunoaște această etapă de dezvoltare a vieții noastre, dezvoltare personală și nu numai. Trebuie să știți că vorbim aici despre un subiect care cred că interesează pe toată lumea, pentru că nu cred că există la ora actuală vreo persoană care să nu-și dorească să cunoască evoluția sau să nu cunoască de fapt această etapă de schimbare. Și dacă îmi permiteți, aș lua-o de la cei mai simpli oameni, de la cei pe care îi vedem poate cu mâna întinsă, cei care ne cer ajutorul, până la cei care sunt într-un anumit câmp, să zic așa, de dezvoltare și la rândul lor pot să transmită din informațiile, din știința pe care au dobândit-o, pot să transmită lumină celor care au nevoie de ea și să-i ridice din starea, să zic, de cădere în care se află. Cu siguranță cu toții am cunoscut în viața noastră aceste, sau am trecut prin aceste etape, vorbim de etapele de dezvoltare. Ne-am născut, mulți dintre noi poate săraci, ne-am născut într-un mediu în care n-am avut posibilități de a învăța, de a ne dezvolta, de a ajunge să cunoaștem această bogăție la care poate mulți dintre noi am visat sau tinerii din zilele noastre visează, la mașini scumpe, apartamente sau case de lux. Și toate aceste dorințe pe care noi la un moment dat, poate din anii de copilărie, le-am avut, ulterior am încercat să le dezvoltăm, au legătură cu evoluția, șansa pe care am avut-o mai mult sau mai puțin de a ne împlini visul, sau am rămas la același nivel de gândire, să zic, limitativă, în care întotdeauna atunci când ne-am dorit să realizăm ceva, tot ceea ce ne-am propus, de altfel, am început cu nu. Nu cred că se poate, n-am cum să reușesc, nu cred că voi reuși. Iar acest cuvânt simplu, din două silabe, nu, este de fapt virgula care blochează de multe ori capacitatea creierului nostru de a gândi, de a îi da de fapt posibilitatea să se dezvolte și nu numai atât, de a încerca să găsim soluțiile care sunt necesare și care ne pot conduce la succesul cel pe care ne-l dorim și pe care îl așteptăm. Aș vrea să fac câteva precizări importante. Etapele
pot fi împărțite în mai multe categorii. Vorbim de etape de dezvoltare materială și etape de dezvoltare spirituală. Trebuie să știți și vă împărtășesc poate un secret pe care nu l-ați cunoscut sau poate l-ați cunoscut, dar nu l-ați conștientizat, că în orice proiect pe care noi ni-l propunem pentru a ne dezvolta un business, o activitate, să zic, care presupune, iată, implicarea materiei, și mă refer la cei care dorim să construim, să ne cumpărăm o casă, să achiziționăm un bun care ne-ar aduce, să zic, bucurie, bucuria pe care o împărtășește și sufletul, toate aceste dorințe și gânduri au legătură cu ceea ce credem noi despre noi și dacă avem încredere în visul, în dorința sau proiectul pe care noi ni l-am propus să-l realizăm. Orice proiect pe care noi, de altfel, oamenii, ni-l propunem să-l ducem sau să-l aducem la un nivel important de realizare, este trecut prin filtrul minții. Prin filtrul minții și, în primul rând, acesta la rândul lui prin acele etape sau momente de programare, pentru că programarea este foarte importantă în tot ceea ce ne dorim să facem. Ne-am propus să ne trezim la ora 7 și vom constata că fără să ne mai sune ceasul, la ora 7 fix ni se deschid ochii. Există un ceas biologic la tot ceea ce ne propunem să facem, așa cum ne propunem să mergem la muncă la ora 8, să intrăm în fabrică sau în birou și ne calculăm timpul. Mă trezesc la 6, mă pregătesc o jumătate de oră, 40 de minute și diferența este drumul pe care îl parcurg până la birou ca la ora 8 fix să fiu la locul de muncă. Deci, iată că și această activitate necesită o programare. Deci, ceea ce v-am spus, de fapt, confirmă ceea ce urmează să vă explic, pentru că dacă doriți cu adevărat să se întâmple ceva în viața voastră, aveți nevoie de această programare. Până și o casă pe care o construim are nevoie de un proiect, vine proiectantul, arhitectul, ți-o desenează, îți explică care sunt dimensiunile necesare și gândirea lui este conectată la dorința ta, pentru că tu, iubite creștine, îi explici că în stânga îți dorești o cameră, în dreapta vrei să fie un anumit loc de relaxare și așa mai departe, și el, calculându-ți aceste dorințe ale tale prin proiectul pe care îl realizează, transformă dorința ta în realitate, bineînțeles, dacă aceasta se continuă cu acele persoane sau oameni de care avem nevoie să reușim în a construi ceea ce ne-am propus. Însă aș vrea să fac o mică paranteză și mă veți întreba ce legătură are preotul în povestea aceasta sau ce legătură are această emisiune cu ceea ce în mod normal așteptați să vă vorbească un preot, pentru că știu că mulți dintre creștinii, credincioșii care mă ascultă la această oră sunt oarecum superficiali, au un anumit tipar al preotului și așteaptă ca preotul să le rostească o predică. Predica o ascultați la biserică, emisiunile pe care eu le realizez prin posturile de televiziune la care mă puteți urmări și sigur pe canalul YouTube Aducător de Bucurie, încerc să explic că modul de a participa la credința pe care o avem cu toții în suflet poate fi unul foarte sănătos dacă este abordat din mai multe perspective. Așa că eu sunt puțin atipic față de ceea ce întâlniți zilnic sau întâlniți de fapt în sfera aceasta a lumii ortodoxe, în care vă întâlniți cu preacucernicii părinți duhovnici, pe care îi salut și le spun să rămână și la mulți ani le transmit această urare frumoasă. Sunt atipic, de ce? Pentru că eu încerc să nu mă dezic de faptul că pe lângă calitatea, să zic, de preot, slujitor ortodox, sunt și profesor în știința sacră, în sacroterapie și
de altfel specialist pe zona de psihoterapie, parapsihologie, încercând de altfel să vă explic că ceea ce ne dorim cu adevărat, dacă noi credem în dorința, în ceea ce noi de altfel am visat, visul sau dorința poate deveni realitate. Unde greșim? Greșim la momentul în care începem să ne scriem o dorință, începem să proiectăm, să scriem pe o coală de hârtie, să ne punctăm punctele, proiectele pe care noi dorim să le realizăm și după ce am terminat de scris, dăm 5 telefoane, 5 oameni cu 5 părări, ajungem la momentul în care o anumită persoană, poate cu o gândire negativă, ne dezarmează. Și spune, vezi, de treabă, nu-i momentul, e criză, n-ai ce să te bagi, că n-ai cum să reușești. Și acest mesaj pe care ți-l transmite, așa zisul prieten, amic, etc., te poate destabiliza. În cazul evoluției spirituale, pentru că vă spuneam că există evoluția materială și cea spirituală, lucrurile stau puțin diferit. În evoluția spirituală, eu încerc să vă explic, poate în toate emisiunile mele pe care le-ați urmărit și în cărțile pe care le puteți citi și vă recomand să le citiți cu drag, că imposibilul poate fi posibil și încerc să vă explic că este foarte important această parte, acest tribut pe care îl dai de fapt lui Dumnezeu și spiritului, sufletului, pentru că în momentul în care crezi în ceea ce îți dorești și îți propui să realizezi ceva, în toată realizarea pe care tu ai, pe lângă contribuția pe care, să zic, ți-o poți aduce printr-o gândire pozitivă și dezvoltarea pe care o dai creierului, transmițându-i mesajul că dorești să fii sau să devii victorios, mai apare ceva, partea de spiritualitate, trebuie să te ajute cineva, să te ajute Dumnezeu sau să te ajute Universul, nu știu cum vreți să interpretați, pentru că să nu uităm că și Universul este creat de Dumnezeu, iar acest Univers din care noi cu toții facem parte are anumite legi nescrise pe care noi trebuie să le respectăm și pe care nu avem voie să le încălcăm. De ce? Pentru că aceste legi nescrise au în mod special legătură cu gândirea noastră, care poate fi sănătoasă sau nesănătoasă. Vă veți spune firească întrebare, ce legătură are gândirea cu proiectul despre care vă spun, și vă spun că gândurile pot deveni materie și devin materie în momentul în care tu ai început să crezi în ele. Și aici m-aș opri puțin să vă dau un exemplu, vorbind despre o gândire pozitivă. Un om care are o gândire pozitivă, o gândire sănătoasă, este acela care nu poate fi întors din drumul lui și este acel om care de fapt nu se teme, are încredere în primul rând în el, dar înainte de toate știe că îl ajută Dumnezeu. De ce? Pentru că este un om drept. Un om care are anumite dubii, un om care este consternat de frică sau are partener de viață frica, așa cum mulți dintre noi poate o avem, ne temem să nu dăm greș, să nu avem eșecuri, să nu ne îmbolnăvim, întotdeauna va avea aceste minusuri sau frână, exact ca și când pleci cu o mașină de pe loc, pleci cu frâna de mână trasă. Este foarte important să țineți cont de acest lucru când doriți să vă realizați sau să realizați ceva în viața voastră. Vă rog să nu plecați la acel drum cu frâna de mână trasă. În momentul în care tu nu crezi în ceea ce dorești să construiești, în momentul în care tu nu crezi în șansa pe care ți-o poate da Dumnezeu să fii fericit, fericită, să-ți găsești perechea sufletului, să-ți construiești o casă, să-ți iei un credit, gândirea ta negativă din acel moment poate influența viitorul și te poate ține pe loc în tot ceea ce dorești să faci, în tot ceea ce dorești de altfel să realizezi, și te vei întreba de ce am ghinion sau de ce eu am avut ghinion, altul a reușit să ia un credit, eu n-am reușit, sau altul a reușit să își ia un job foarte bun după ce a terminat o facultate,
eu n-am reușit și mulți dintre tineri se plâng că îmi spun, părinte, eu am avut medii mai mari decât colegul meu, el a luat examenul și eu sunt încă în rezervă, aștept să îmi obțin locul de muncă sau încă nu s-a întâmplat nimic. Toate aceste șanse pe care noi ni le dăm au legătură cu modul în care știm să gândim și să ne interpretăm viața. Din păcate, mulți dintre cei care mă ascultați nu știți ce vreți. Nu știți pentru că vă aflați într-o zonă de blocaj mentală care, din punct de vedere științific, este explicată de măsurarea vibrațiilor sau măsurarea frecvenței vieții pe care noi o trăim. Am mai spus într-o emisiune că frecvența vieții noastre poate fi măsurată de la 20 la 600. Între 20 și 200 sunt oamenii care întotdeauna au ceva de comentat. Oamenii apatici, oamenii care sunt triști fără să aibă motiv. Oamenii care sunt neîncrezători, oamenii care bârfesc, oamenii care judecă, oamenii care sunt irascibili, suspicioși și nu numai suspicioși, mă refer și la cei care sunt superficiali, au tendința întotdeauna de a căuta greșalele altor persoane în loc să se privească sau să-și privească viața care este de multe ori plină de murdărie, să zic așa, sau de haos, pentru că n-are nici trecut, nici prezent și nici viitor. Adică sunt oameni care teoretic n-au realizat nimic, dar au grijă întotdeauna să judece sau să comenteze viața altora. Câtă vreme ne aflăm în această frecvență joasă, și aici intervine și frica. Atenție, pentru că frica este cea care la ora actuală guvernează lumea în proporție de peste 60%. În momentul în care avem aceste stări, apatie, frică, furie, mândria, orgoliu, sunt oameni care se cred atât de importanți încât au impresia că i-au inventat roata. Nimeni n-are ce să le povestească, ce să le spune, îi știu tot. Și dacă vii cu o informație prin care, de exemplu, le recomand să cumpere o carte, bineînțeles că vor găsi comentarii, prea scumpă, dar de ce să o cumpăr, dar de ce să fac, dar, sau dacă îi recomanzi, așa cum v-am recomandat de fiecare dată, iată, să luați în casele voastre pe Sfântul care este grabnic ajutător, mai ales la cei care trec prin etapele acestea de tristețe, de supărare, de depresie, Sfântul Pancratie, a cărui imagine o puteți vedea imediat pe micul ecran. Aceste persoane care sunt superficiale întotdeauna vor găsi subiecte de comentarii care să ne aducă sau să ne transmită nouă un element negativ de neîncredere, un câmp de energie, să zic așa, lipsit de susținerea plusului, și orice gând negativ, să știți că nu face altceva decât să ne ducă înapoi câteva zile în perspectiva evoluției pe care noi ne-am propus să o realizăm. De aceea vreau să fac o precizare. Cei care, de exemplu, aveți de dat un examen, cei care doriți să reușiți la un proces, cei care doriți să vă căsătoriți, cei care doriți să vă îndepliniți o dorință, nu știu, să vă schimbați locul de muncă, să vă schimbați locuința, să vă cumpărați o nouă mașină, o nouă casă și așa mai departe. Sunt multe dorințe, nu? Sau să scap de anumite duhuri rele. Nu mai gândiți negativ, adică nu mai vorbiți despre ele, nu vorbi în fiecare zi despre problema care o ai. Pentru că nu faci altceva decât să o dezvolți. Cu cât vei ignora o problemă, cu cât o vei trece la trecut, ea va deveni mai invizibilă în viața ta și cu cât vei fi mai consternat de frică, țineți minte, cu cât frica va fi mai mare, aoleo, să nu mi se întâmple ceva, vai, să nu mă îmbolnăvesc, vei ajunge ca, din păcate, să fii beneficiar a ceea ce gândești, pentru că, repet, gândul se materializează, el devine materie și să știți că omul are capacitatea de a transmite telepatic această stare. De multe ori o transmitem și membrilor familiei. Dacă mama zice, ai grijă să nu ți se întâmple ceva, sau tata, sau frații, sau prietenul, iubitul, etc.,
sau uite, te-ai dus la un psiholog sau la un preot care îți prezice ceva negativ, din acel moment tu ai intrat în zona aceasta de destabilizare emoțională și nu faci altceva decât să te conduci singur spre iadul următoarei suferințe, a involuției și a blocajelor despre care vă vorbeam, pentru că oamenii care se situează în acest nivel de frecvență între 20 și 200 sunt aceia care sunt blocați în sentimente negative, sunt în afara zonei de conștiință și nu fac altceva decât să atragă de partea lor doar oameni care au aceeași gândire și simțire ca ei. De aceea, un bețiv va atrage bețivi, o desfrânată va atrage doar desfrânați în viața ei, un mincinos va atrage doar mincinoși și multe alte exemple. Ori, ca să fiu mai înțeles și am mai spus aceste lucruri, dumneavoastră sunteți elicopterul care zboară deasupra liniilor de înaltă tensiune, iar persoanele pe care vi le doriți în viața voastră să le cunoașteți, să vă ajute în dezvoltarea personală, psihologică și așa mai departe, sunt avionul care zboară deasupra norilor. Deși trăiți în aceeași lume, nu vă întâlniți și atunci este firesc ca o tânără de 30 de ani, 25, 35, 40 de ani care dorește să se căsătorească să vină și să-mi spună că nu-și găsește perechea sufletului sau invers, un tânăr, pentru că nivelul la care aceasta se situează este unul de frecvență joasă. Ori nu poți să realizezi în viața ta nimic dacă tu nu crezi, în primul rând, în proiectul pe care tu, de fapt, ți-l scrii pe hârtie, ți-l desenezi și pe care, în mod normal, trebuie să-l vizualizezi și să-l susții prin gândirea ta, așa precum, de altfel, ne spunea și Hristos, când cereți ceva, să credeți că ați și primit și veți primi. Ce legătură are ceea ce spunea Hristos cu ceea ce vă spun eu? Este, de fapt, credința despre care eu vă spun, este situată în această ecuație, în viziunea pe care tu poți să o ai către de viitor, adică pur și simplu îți stabilești un termen. Eu o să-mi cumpăr casa anul acesta, eu mă căsătoresc anul acesta, eu îmi găsesc perechea sufletului anul acesta și pentru aceasta aici intervine marea virgulă, ce pot să fac sau de ce am nevoie de ajutor. Să știți că eu sunt un fel de life coach, adică un antrenor de viață. Și pe lângă faptul că sunt un life coach, un antrenor de viață, sunt un reflector. Încerc, nu fac altceva decât să vă iau din stânga și să vă trec podul, să ajungeți în dreapta, să intrați de fapt pe făgașul de lumină. Acum aș vrea să fac o mică paranteză și să fac câteva precizări importante cu privire la cei care sunt foarte sceptici și care comentează, de fapt, comentează activitatea pe care o desfășor în preoție și în profesorat în sacroterapie, pentru că multora nu le convine. Și aș vrea să le explic acestor persoane sau personalități sau personaje că activitatea pe care eu o desfășor ca mentor, ca preot, ca slujitor, nu contravine canoanelor și nici învățăturilor creștine. Este într-adevăr o abordare total diferită a celora care vin, predică și te ia somnul în biserică. Este o abordare de ce? Pentru că are direct legătură cu viața ta, cu ceea ce ți se întâmplă și în emisiunile pe care eu le difuzez, de fapt vă pun să gândiți și să vedeți unde greșiți, unde sunt minusurile și plusurile și chiar dacă am avea ceva, să zic, cu o persoană, în speță eu, dacă ați avea ceva cu mine, prin absurd, ceea ce nu cred că din mesajele, scrisorile care le primesc, văd că foarte mulți mă iubiți și vă mulțumesc acelora care mă apreciați, care mă încurajați. Dar până la urmă, nu eu sunt cel care rezolv problema pe care o ai, ci este puterea lui Dumnezeu care se pogoară asupra voastră atunci când veniți la biserică și vă invit să veniți, iată, și mâine, de exemplu, voi face câteva rugăciuni speciale de dezlegare a celor care sunt în blocaje economice, în blocaje emoționale, mai ales că e început de an și în întâlnirile pe care le-am cu dumneavoastră, Dumnezeu este cel care vă rezolvă problema și, în mod special, vă spun,
prin învățăturile pe care le dau, v-am îndemnat să apelați la ajutorul și puterea Sfântului de care v-am vorbit, și pentru cei care mă urmăresc pentru prima dată, puterea Sfântului Pangratie, marele ajutător, care este de fapt Sfântul care rezolvă probleme care nu au fost rezolvate. Veți citi în fereastra din dreapta Sfântului acolo un mesaj, spune: cine mă va avea în casa lui? Bucuria, iubirea și dragostea vor lua locul întristării. Ori cu toții ne dorim ca în casa noastră, mai ales acum că este început de an, bucuria, iubirea și dragostea să ia locul întristării, pentru că oamenii care sunt triști sunt într-un impas al vieții lor, sunt într-un moment de involuție, să zic, sau de blocaj emoțional, care de fapt nu le dă voie să gândească cum să gândești, să fii fericit câtă vreme tu ca om ești nefericit, câtă vreme nu ești împlinit și nu găsești răspuns la o grămadă de întrebări pe care le ai în mintea ta, în subconștientul tău, și nu știi ce și cum sau de unde ar trebui să începi. Deci dacă vreți să evoluați, iubiții mei, gândiți-vă doar la faptul că atunci când erați la 10 ani, atunci când ați terminat o facultate și de la momentul în care ați terminat facultatea până acum, au trecut niște ani în care voi ați evoluat, v-ați obținut un loc bun de muncă, v-ați obținut o mașină bună, o casă și așa mai departe. Ce vă mai lipsește? Și la această întrebare mulți cred că așteaptă răspuns. Ce ne lipsește nouă ca noi, familia, de data aceasta, soțul, soția, copii, să fie fericiți? Ce ne lipsește nouă, celor care astăzi suntem într-un anumit impas? Și vă spun ce vă lipsește multora: credința. Deși pare cinic ceea ce vă spun, păi să știți că și diavolul crede în Dumnezeu și se cutremură, dar nu-i face voia. A fi credincios nu înseamnă a fi habotnic. Eu sunt împotriva celor care dau sute de canoane de dimineață până seara numai în genunchi. Iubiții mei, rugăciunea nu trebuie să fie nici prea multă, nici prea puțină. Ea trebuie să fie continuă. În subconștientul tău să ai acel element de căință, să spui: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă-mă pe mine păcătos. Sfântul Pangratie, despre care eu vă vorbesc, și în bisericuța unde îl întâlniți, Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, este Sfântul ajutător în necazuri și dureri. De aceea, cei care doriți să ne ajutați, dorim să-i construim racla Sfântului, cu drag vă rog, cei care puteți, vă notați contul și să ne ajutați, pentru ca în momentul în care veți veni acolo să fiți întâmpinați cu dragostea și bucuria că o părticică, o bucățică din acel, să zic, așezământ sau această raclă minunată pe care vom reuși să o facem cu ajutorul dumneavoastră, este și din contribuția dumneavoastră. N-ai cum să evoluezi în viață dacă ești zgârcit. Oricât de zgârcit, oricât de, cum să zic, cumpătat, oricât de calculat ai fi în viață, nu fi zgârcit când e vorba de suflet și când e vorba de această putere nevăzută numită puterea Duhului sau puterea Spiritului. De ce? Pentru că aceasta te poate ridica sau te poate dărâma. Să vă ferească Dumnezeu, vă spun, dragii mei, să aveți parte de suferință a sufletului. Știu că sună cinic ceea ce spun, este de preferat mai bine să mă doar un picior sau o mână decât să îmi plângă sufletul de durere, decât să îmi plângă inima. Pentru că ceea ce nu știți, și vă spun, poate știți acest lucru, dar în această seară vă rog să țineți minte, sau în această zi, că se va da în reluare dimineață la 8 emisiunea, inima are un câmp de preluare a emoțiilor mai mare de 5 ori decât creierul. De aceea este foarte important ce-i dai inimii să simte. Pentru că inima, de fapt, este filtrul prin care trec toate problemele existențiale, toate problemele vieții tale. Ați auzit această vorbă: bolnav de inimă rea. Păi, iubiții mei, inima rea este cea pe care tu reușești să ți-o faci prin modul în care ți-ai organizat viața, prin modul în care o gândești, și frica, care de fapt este de multe ori mai puternică decât problema pe care o aveți astăzi în viața voastră. Sunt oameni care
Vin și îmi spun, părinte, nu mai pot de frică, nu mai dorm noaptea, mă iau gândurile, mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc mai rău sau mi-e frică să nu se întâmple ceva. Gândiți-vă la ceea ce vă spun. Frica nu face altceva decât să atragă răul în viața voastră. De aceea eu vă vorbesc despre scutul pe care îl putem construi în jurul nostru și acest scut de energie pozitivă poate fi realizat prin puterea credinței noastre, prin care nu vă cere nimeni să fiți habornici. Vă cere doar să vă rugați, să fiți în echilibru cu universul, cu armonia. Dacă mănânc 5 ore pe zi, 5 ore să mă rog. Dacă mă duc la un shopping și îmi cumpăr haine, să-mi pun în valoare trupul, să strălucesc, să apar cu genți de tot felul, de firme, n-are rost să dau nume. Dacă îmi aduc plăceri care, să zic, îmi transmit această stare, mă simt bine când mă privesc în oglindă, aceleași plăceri trebuie să le aduci și sufletului tău. Și acestea nu pot fi regăsite decât în acel drum îngust pe care poate mulți ni-l dorim, dar puțin reușim să-l parcurgem, în care noi ne-am făcut timp sau ne facem timp și pentru suflet. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cei care astăzi mă ascultați, aveți așa conștiința împăcată că începând de la anul nou până acum ați mers la biserică un sfert de oră, 20 de minute să stați să ascultați Sfânta Liturghie și să spui, domne, m-am dus și la biserică așa cum am mers și m-am chefuit în noaptea de anul nou, am băut șampanii sau știu eu ce prostii am mai făcut, că suntem oameni și lucrurile acestea sunt de înțeles. Dar ce i-am dat sufletului? Și mulți vor răspunde, n-am avut timp, alții vor spune, nu ne-am gândit, sau alții vor spune, am fost. Și dacă ați fost, ați simțit acea bucurie pe care, iată, ca răsplată vă dă Îngerul Păzitor ca mulțumire, că v-ați adus aminte și v-ați îngrijit și de suflet, care să știți că este mai puternic decât trupul. Sufletul, spiritul, cum vreți să-i spunem noi, deși vă voi explica puțin că există și o diferență între spirit și suflet, spiritul este mai puternic decât materia. De ce? Pentru că am văzut oameni foarte bogați, oameni foarte puternici și foarte triști. Îmi spuneau, părinte, aș fi capabil să dau tot, să rămân într-un rând de haine, dar să fiu fericit. Să știu că sunt iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru banii și conturile care le-am. Să știu că primesc de fapt respectul, dragostea, aprecierea de care am nevoie. Și să știu că Dumnezeu este aproape de mine și că atunci când îmi doresc ceva, El este acolo și îmi deschide ușa. Știți că avem mulți această teamă că ni se închid uși. Să știți, când Dumnezeu îți închide o ușă în viața ta, îți va deschide o fereastră. Deci, ce vreau ca să fac să înțelegeți? Că atunci când îți dorești o schimbare în viața ta sau când dorești să evoluezi, nu te îndoi niciodată de capacitatea și forța pe care o ai. Cheamă-L pe Dumnezeu în ajutorul tău. Mă veți întreba, bine, dar eu cunosc oameni și mulți îmi spun. Păi cunosc oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și sunt foarte evoluați. Iubiții mei, evoluția acestor oameni este de scurtă durată. Am întâlnit oameni care au fost departe de Dumnezeu sau care sunt departe de Dumnezeu și care au ajuns și au cunoscut cel mai mare eșec. Au pierdut bani, au pierdut miliarde și au ajuns singuratici, așa, au ajuns de fapt singuri sau trăiesc o viață singur în doi și tot ce au construit s-a risipit pentru că la baza construcției lor n-a participat sufletul. Ca dovadă și ca să fiu înțeles, v-aș ruga doar să priviți o mobilă care a fost, să zic, creată, construită în 1880 și să vedeți una făcută astăzi. Veți vedea o mare diferență. La acea mobilă, oamenii când o sculptau, când o ansamblau, puneau suflet. Era, de fapt, regăsit în ea acel strop al creației, al dragostei față de frumos. Astăzi nu mai contează. Lipim pal, batem două ținte, să dea bine ochiului și să încasăm banii.
Deci iată care este diferența dintre practic, dintre frumos și dintre ceva care vine repede și trece la fel de repede, pentru că o mobilă de aceea astăzi încă este funcțională, rezistă și încântă privirea celor care o apreciază, iar o mobilă modernă te poate ține sau ne poate ține cel mult 3-5 ani. Revin la ceea ce vă spuneam. Este foarte important să știi ce vrei de la viață. Este foarte important să înțelegi că drumul pe care de multe ori poate îl parcurgi nu este drumul tău și dacă îl vezi că nu este al tău, în ceea ce faci nu te regăsești, oprește-te. Oprește-te că poate fi prea târziu la un moment dat. Nu continua cu o activitate care de fapt nu-ți spune nimic. Doar că încasezi un salariu și care te motivează sau este mai bun, dar tu de fapt nu te regăsești în ceea ce faci. Pentru că toată această mâhnire, frustrare pe care tu o ai și o trăiești astăzi, te va putea costa la un moment dat. De ce? Este picurul acela care la un moment dat va umple paharul. Revenind la partea spirituală, încercați să gândiți puțin diferit. Dacă până mai ieri erați un pic sceptici, dacă până mai ieri poate n-ați fost foarte interesați de acest drum sau de acest domeniu, să zic, religia sau spiritualitate sau credință sau cum vreți să o numim, încercați ca de azi să acceptați ideea că poate fi și altfel. Ce pierzi? Dacă ești puțin mai atent cu sufletul tău, dacă reușești să ajungi la biserică, să te rogi și să te împărtășești, știți cât de mare este acest lucru? Ceea ce nu știți, mulți dintre dumneavoastră, că secretul reușitei și a puterii pe care noi o putem obține în această viață este ascuns în sfânta taina împărtășanii. Să poți să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului este un lucru extraordinar. De asemenea, mulți dintre noi avem și moștenim genetic anumite blesteme farmece. Moștenim anumite blocaje pe care le-am trăit încă din anii de copilărie și ne întrebăm cum le putem dezlega. Iată, există această carte. Această carte care se numește Dezlegarea celor 7 noduri și este regăsită de fapt în pachetul Darul Bucuriei, care conține și un undelemn sfințit ce la rândul lui are mesajul pe care atunci când a fost sfințit de către preoți, este mesajul sfințeniei. Acest undelemn sfințit ce face de fapt? Transmite spre creier această informație că binecuvântarea pe care noi de fapt o cerem de la Dumnezeu și prin faptul că eu m-am uns în semnul Sfintei Cruci îmi va aduce biruință și așa va fi. Dacă aceste lucruri nu le încerci, dacă îmi veți spune mulți și am auzit această lozincă, părinte, am 100 de icoane, felicitări că ai reușit să le ai. Însă sfântul de care eu vă spun este sfântul care ajută și îți aduce atenție, îți aduce de fapt răspuns la problemele și la necazurile vieții tale. Ce pierzi, iubite suflete, dacă mă asculți? Și vă pun această întrebare și mai ales sunt foarte supărat așa uneori când mulți dintre dumneavoastră îl căutați în catedrale și unii care habar n-au de pe acolo spun că acest sfânt nu există. Pentru toți cei care nu știu că există, îi rog să deschidă calendarul ortodox și să vadă că ziua de serbare sau de sărbătorire a Sfântului Pancrate este 9 iulie. Este, repet, sfântul în care nu se vorbește prea mult despre el pe internet. Acum voi construi câteva pagini care să dea explicații și să vă dau exemplele minunilor pe care a reușit sfântul să le facă, pentru că și îndeplinirea unei dorințe ale mele, să zic, am reușit să mă vindec de o anumită boală sau am reușit să-mi îndeplinesc o dorință. Au fost cazuri, persoane care nu puteau să-și vândă locuința, au cerut ajutor sfântului și s-au întâmplat lucruri minunate. Dorința lor s-a îndeplinit. Ca să nu mai spun minunile care au fost
întâmplate recent de Crăciun, când am mai spus acest lucru, doamnă din Tulcea, Olga, plângea că i-a dat fiului ei în dar icoana Sfântului. Acesta avea la rândul lui o fiică care era mută, nu putea vorbi, și la 3 ani și 8 luni, când a pus mânuțele pe icoană, pentru prima dată a strigat: îngerul meu. Dragii mei, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră are legătură cu modul în care noi știm să privim, să credem sau să nu credem. Dacă ești un sceptic, un tip care ai impresia că le știi pe toate, nu vei reuși niciodată să faci nimic, să țineți minte, sau ceea ce vei construi așa cum ai obținut, așa se va și dărâma. Sunt familii care au muncit ani de zile, au ajuns la bătrânețe și copiilor au risipit tot ceea ce au adunat părinții în 2 ani, au distrus tot. Sunt părinți care plâng pentru copiilor că sunt nefericiți. Sunt tineri care la ora actuală nu știu care este drumul pe care trebuie să-l urmeze, pentru că sunt atât de bulversați încât nu mai înțeleg nimic. Deci iată, inclusiv această gândire, aceste întrebări pe care le avem noi, ce să facem cu viața noastră, încotro să o luăm, au legătură cu etapele de evoluție, de ceea ce credem noi despre noi și ceea ce ne dorim să facem. Și revin la momentul în care am început emisiunea, în care vă vorbeam despre proiectul pe care noi îl facem. Și aș vrea doar să vă spun că secret, poate îl știți, materializați dorințele voastre în scris. Scrieți-vă pe o coală de hârtie toate dorințele voastre. Scrieți tot ce vă doriți, toate cererile pe care doriți ca în anul în care am intrat să le realizați. Aceste dorințe, nu, să vă, nu știu, vă doriți copii, vă doriți o casă nouă, vă doriți, nu știu, ceva minunat, să vă găsiți perechea sufletului. Scrieți pe o coală de hârtie toate aceste dorințe, împachetați hârtia, puneți-o într-un sertar și după 3 luni o scoateți de acolo și veți vedea că peste 80% din problemele sau cererile voastre au început să se rezolve și au găsit răspunsul. Ce înseamnă asta? Înseamnă materializarea gândului. Am transmis dorința, am scris-o și este similar cu acatistul pe care dumneavoastră îl scrieți la biserică și pe care preotul îl citește: Maria, Vasile, Ion, Gheorghe. Păi câte Marii, Vasile, Ion nu sunt în această lume? Toate aceste citiri pe care preotul le face, le face tocmai pentru a striga în univers, striga către Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și întoarcă fața către cererile voastre. Și așa cum există minuni, sunt oameni care au depășit anumite boli incurabile, așa cum sunt oameni care au trecut prin boli grele și astăzi s-au vindecat. Și este dovedit, încât și știința își pune firească întrebare: cum a fost posibil acest lucru? Așa și dumneavoastră, iubiții mei, puteți să reușiți în ceea ce vă propuneți câtă vreme știți să nu vă îndoiți. De aceea aveți nevoie de acest ajutor, ajutorul pe care de multe ori simțim nevoia să-l cerem. Și când ești bolnav, unde te duci? Te duci la medic, stai la rând, te înscrii pe un tabel și când îți vine rândul la consultație, medicul te consultă și îți recomandă anumite pastile. Te duci cu rețeta, indiferent de cost, ți-ai umplut sacoșa, ai dat milioane grele, te duci acasă și începi să le iei. Dacă n-ați crede în șansa respectivă că acea pastilă, indiferent cum se numește ea, vă face bine sau vă poate aduce alinarea sau vindecarea suferinței, ați mai lua-o? Eu vă spun că nu. Același lucru se întâmplă și cu credința. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu poate fi mai mare decât pastila, decât problema pe care o e medicală, dacă nu apelezi la ajutorul sfinților, și nu mă refer strict la Sfântul Pangratie. Sfântul Pangratie s-a dovedit a fi grabnic ajutător la toți cei care i-au cerut ajutorul și mai ales la cei care au trecut pragul bisericuței unde se află moaștele lui, Bisericuța Sfânta Maria din Lemn, la care, așa cum am spus, îi se mai spune și Biserica Îngerilor, și la care cred că fiecare român ar trebui, indiferent de poziția socială sau funcție,
ar trebui să treacă cel puțin o dată în viață să se închine și să își spună dorințele. De ce? Pentru că sunt lucruri sau sunt locuri atât de frumoase și sunt locuri sacre unde nu contează prezența, cine e acolo, preotul Emilian sau Gheorghe sau Vasile, contează locul în care te-ai dus și ai reușit să te încarci cu bucuria, cu puterea și lucrarea Duhului Sfânt, care este prezent de fiecare dată când tu, iubite creștine, te duci și cu credință, cu dragoste și cu frică de Dumnezeu, te apropii și ceri ajutorul. Iar sfinții nu fac altceva decât să devină mijlocitori. Mijlocitor este de fapt acela care, iată, așa cum avocatul pe care îl angajăm în instanțe să ne susțină cauza, așa este și sfântul care vă cere înaintea lui Dumnezeu milă și îngăduință ca rugăciunea voastră și cererea voastră să fie bine primită înaintea lui. Iubiții mei, aveți grijă de ce vă doriți în această viață. Fiți milostivi, fiți buni. Câte vreme la viața pe care o avem, noi nu contribuim cu nimic bun. Cum să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea acel bine? Câte vreme tu ca om ești un om răutăcios, comentator, bârfitor, cum ai pretenția ca lângă tine să fii alt gen de oameni? De fapt, atragi ceea ce ești. Este acea atracție pe care noi oamenii o avem unii față de alții. Atragem oameni care au o gândire ca a noastră, atragem oameni care aduc cu ei ghinionul. De ce? Pentru că ne place să-i ascultăm cum ne descurajează și ne dezarmează. Este cea mai mare greșeală, mai ales atunci când vorbești cu un bolnav, să-l dezarmezi. Să-i spui că nu mai are șanse să îi povestești, nu știu, lucruri verzi și uscate, că boala lui poate să-l dărâme, să îi aducă moartea. Greșit! Fiecare om are acolo sus un contor al zilelor sale. Au fost oameni perfect sănătoși care au murit în accident. Au fost oameni perfect sănătoși care au murit, iată, loviți de un virus la care nu s-au așteptat. Și sunt oameni care, credeți-mă, au în ei acea boală incurabilă, nu vreau să-i dau nume, și trăiesc de 20 de ani cu ea și spun, eu nu cred în ea, Dumnezeu mă ține în viață. Ce se întâmplă? De ce unii reușesc și alții nu? Pentru că acei oameni care au reușit sunt evoluați spiritual. Acei oameni nu acceptă că pot da greș, nu acceptă că o boală, indiferent cum îi spunem noi și ce nume ar avea, îi pot învinge. De ce? Pentru că boala de fapt este, iubiții mei, o energie, țineți minte, o energie care pune stăpânire pe celulele noastre, pe trupul nostru și se hrănește din informația pe care eu o transmit. Ori această informație pe care eu o transmit are legătură directă cu creierul, vă rog să înțelegeți. Când merg și cumpăr o pastilă, ce fac primul lucru? Citesc instrucțiunile și acolo spune, această pastilă reduce durerea peste 15 minute. Creierul tău ce face? Primește informația pe care tu i-ai dat-o în momentul în care ai citit și o pune în executare. Va juca ca informațiile voastre de azi înainte să fie concentrate spre pozitiv. Nu există problemă care să nu pot rezolva câtă vreme îl am pe Dumnezeu cu mine. Ce pierd? Și vă mai spun o dată, ce pierdeți dacă luați pe Sfântul Pangratiu Crotitor în casa voastră? Puteți să-i păstrați sfinții care vă poartă numele. Puteți să-i aveți lângă voi, să vă fie de altfel protectori și ajutători în viața voastră. Dar doriți, de fapt, rezolvare, doriți ajutor grabnic, doriți să găsiți soluții la problemele dumneavoastră. Iată cum, întâmplător, la o emisiune, apare un preot care vine și vă spune, rugați-vă lui Dumnezeu cu încredere, chemați-vă în ajutor un sfânt. Și în momentul în care ați făcut acest pas și a spus, cred, crezi tu că eu te pot face bine, spunea Hristos, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Când accepți că nimic nu e întâmplător, ceea ce vă spun eu poate fi benefic pentru dumneavoastră și întâlnirea noastră tocmai că n-a fost întâmplătoare. Să rostim împreună rugăciunea, Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, vă aștept cu drag să ne întâlnim la o nouă emisiune sau la Biserica Sfânta Maria. Doamne ajută!